la lucru eram organizați pe echipe, echipele pe brigăzi, brigada era formată din 50 de obicei și, fiecare brigadă formată din 5 echipe, fiecare echipă din 10, din 10 oameni. Eu am avut norocul ca pe drumul de la Gherla spre Brăila, în două vagon, începând cu 4 până pe 6 decembrie 1959, să cunosc o serie de tineri și atunci când ne-au aranjat pe echipe, ne-am aranjat și noi în echipă. Așa am terminat închisoarea în aceeași echipă, cu aceiași colegi, dar solidaritatea dintre noi a făcut ca toți să scăpăm. Și am să vă dau doar un exemplu. În primul an ne-am dus la recoltat stil. Eram în Șlepu, în cala Șlepului. Acolo erau paturi suprapuse, un vârtău care era cu apa pentru băut și unul care era, se numea dinetă, care era pentru necesități. De acolo, cei care au fost solidari și și-au luat măsuri de supraviețuire au rezistat, ceilalți, nu cred că ne-am întors jumate din 150, cât am fost la început, nu cred că ne-am întors. Ne-am întors mai puțin de jumătate. Cam așa s-a întâmplat în toate lagările. Acolo, pentru că erau unii care erau bolnavi, într-adevăr, nu puteau să reziste, nu puteau să suporte condițiile. Dar erau și unii care credeau, pentru că veneau și promiteau că cei care fac normele, nu aveau niște norme. Vor scăpa mai devreme sau se speriau pentru că erau bătuți dacă nu făceau norma. Când terminai programul, brigadierul te raporta pe cei care au făcut sau n-au făcut norma, cei care n-au făcut norma erau opriți în poartă la recoltastul, nu era poartă la ștreptul, ne opreau jos, ne dezbrăcau pe zăpadă și primeam cele 25 la fund. Dar ne asumam, ajunseserăm în situația în care noi să ne asumăm făcutul sau nu a normei, găseam soluții să raportăm că am făcut normele și să înșelăm vigilența gardienilor sau a brigadierului, sau, așa cum s-a întâmplat în brigada noastră, noi am avut un brigadier tot din Constanța, se numea Sabestein, fusese maestru de marină și îmi aduc aminte că la Struf, atunci când am înțeles că nu avem șanse de supraviețuire dacă nu ne luăm prima măsură să vedem ce spune brigadierul, am chemat brigadierul la echipa noastră și l-am amenințat că dacă nu ne lasă ca noi să ne organizăm și să ne asumăm dacă ce raportăm pentru făcutul normei, atunci cel care rămâne îi ia gâtul cu tarpanul. Tarpanul era instrumentul cu care recoltam stuful. Era un fel de semisecere cu o coadă mai lungă. E, nu știu dacă făceam asta, bineînțeles că nu făceam. Dar rezultatul a fost că în orice timp s-a speriat, pentru că am avut după mult timp o discuție cu el când eram în alt lagăr de muncă și la alte munci, și atunci a venit să ne întrebe, am reînnoit amenințarea la Stoienești Saivane, unde lucram la DIC, și
Abia în alt lagăr de muncă la grădina a venit să ne întrebe dacă noi am vorbit serios atunci sau nu. Pentru câte unii să mai rămână câte ceva și să înțeleagă, nu ca să transfere ură împotriva cuiva, ci ca să înțeleagă ce s-a întâmplat, poporul ăsta trebuie să-și asume istoria lui, ea noastră. Trebuie să-și o asume. Cei care au făcut și mai trăiesc trebuie să plătească, dar nu numai un Vișinescu și un Feciorul și nu știu mai care. Pentru că sigur că sunt vinovați. Și nu numai ei. Ei erau comandanți unor plutoane de criminal. Și fiecare de la comandant până la ultimul gardian avea drept de viață și de moarte asupra noastră. Și putea să facă cu noi orice. Și nimeni nu trăgea la răspundere. Și ei puneau de la ei, și pentru asta trebuie să fie, ei puneau de la ei cât vreau, pentru că pentru asta erau răsplătiți. Dar ei raportau că sunt atâția morți. Și raportările astea mergeau dacă toate ordinele veneau de sus în jos, în ceea ce ne privea pe noi. De la Comitetul Central, acolo unde era clocitoarea crimelor comuniste, trecea prin guvern și ajungea la Securitate, care trebuia să supervizeze, transmitea și superviza dacă se întâmplă așa, iar criminalii din închisori, pentru că dacă s-ar fi întâmplat într-o singură închisoare, am fi zis că acolo a fost un monstru. Dar peste tot, în toate închisorile din România, astea au fost. Au fost închisori de exterminare. Și atunci au pus numai monștri și monștrii și-au asumat? Nu. Nu. Ei făceau, aveau libertatea să facă orice. Dar ordinele veneau de sus în jos. Iar raportările se făceau invers. De jos în sus. Până la clocitoare, până la Comitetul Central. Nu știau ce crime se întâmplă în țară? Ba da, știau, sigur că da. Degeaba ne spun acum cei care mai trăiesc că ei nu știau. Ba da, știau. Știau cu toții. Unde sunt? Nu se poate să condamnăm numai un Vișinescu și să mințim într-un fel poporul ăsta. Este tot un joc și o diversiune cu condamnarea comunismului. Nu ăsta a fost comunism. Comunismul a fost o crimă, într-adevăr, dar el a avut structurile lui și toate structurile au știut. Și de acolo, cu ordine, cu urmărire, cu evidențe. Noi trăim pe un pământ unde au avut loc unele dintre cele mai crâncene crime și poate cele mai multe într-un timp scurt și pe un perimetru determinat. Este vorba de canalul Dunăre-Marea Neagră. Din 1950 am început să moară. Și până în 1953, când lucrările au fost întrerupte și au mai rămas doar puțin la lucrări de întreținere sau de conservare, până prin 54, dar nu mai există morți în 54. Ceea ce vedeți acolo sunt morți scoși din evidențele unor primării, mai puțin Cernavodă, care nu ne-a permis accesul la evidența de stare civilă. Chiar eu am avut câteva intervenții și am răspunsurile lor. Dar curios este că ICCMR-ul are această evidență. Are evidență de 114 morți de la lagărul Columbia, de la Cernavodă. Și l-am cerut oficial ICCMR-ului, pentru că în afară de, îmi pare rău că nu se vede aici, numai foștii deținuți politici au ridicat sau au făcut insemne care să amintească de crimele comunismului.